În mod surprinzător, uneori reacția autorităților la sesizările presei este promptă. Luni 22 aprilie, la sesizarea redactorilor CNS privitoare la mizeria din curtea fostei case a pionierilor, lucrurile s-au precipitat și o echipă a Rosalului a trecut la salubrizarea acestei curți. Clubului copiilor. Ministerului Tineretului. Deci ministerul. Așa, și dumneavoastră nu îi puteți soma și de unii și de alții, așa cum trebuie soma și CFR-ul, că vreau să spun că e dezastru, nu s-a făcut nimic la CFR acolo și nici în parcul ăla. Mie mi s-a spus că la CFR ar fi început o toaletare. Voi verifica. Cred că chiar acum 3 săptămâni am făcut ultima adresă către CFR. Nu puteți fi insistent acolo. Dacă ați insistat pentru că le-ați dat aici, tot 2 ani de zi insistați ca să facă. O să insistăm și pentru zonele astea. Cum răspunsul primarului din conferința de presă ne-a direcționat și către Arhiepiscopie, dar și către Inspectoratul Școlar, în administrarea căruia se află sala de festivități din curtea acestui imobil, am primit un răspuns din partea Inspectorului Școlar General Adjunct Ioan Milea, care ne-a informat că această clădire se află în administrarea Clubului Copiilor. De altfel, noi am contactat și Arhiepiscopia Armeană din București, care ne-a promis că va lua legătura cu primăria și va solicita ajutorul acesteia pentru salubrizarea zonei.